Robert Turcescu s-a adresat națiunii, dar de fapt făcea referire la emisiunea noastră, dacă ați fost atenție, între două pauze de publicitare. Am fost atacat așadar pentru prima oară. Eu sunt ca Pap Diuf. Mă atacă cineva, trebuie să răspund. Deci m-a atacat astăzi în emisiune spunând că unii, evident că nu putea să dea numele, mie nu mi se poate pronunța numele pe post, nu mi se face reclamă, eu am însă acest avantaj, pot să pronunț numele oricui pe post. Deci, spunând că unii au încercat să facă audiență cu Gigi Becali, alții, că NDLR, el, n-a vorbit ieri despre Gigi Becali, tocmai pentru că nu mai era deontologic corect să vorbești trei zile la rând despre spurcăciunea din Pipera, doar de dragul ratingului. Și apoi vreau să fac niște precizări la Liceanu. Și Liceanu, când era acuzat, era invitat la televiziune, s-a apărat. Nu știu dacă reușea să convingă, dacă era suficient de concludent, dar s-a apărat. Asta încerc să fac și eu. Fraților, unul la mână, nu suntem cei care l-am prezentat pe Gigi Becali la televizor. Deși știți foarte bine câte conflicte am avut cu el, câte meciuri și așa mai departe, de notorietate chestiunea asta, l-am pomenit telegrafic în acești 2 ani la B1 TV. Da? Foarte puțin am vorbit despre el, aproape deloc. Nici când a fost vorba de sport, nici măcar atunci când a intrat în PNL, puțin am vorbit despre el. E bine, n-aveam cum, în condițiile în care, considerat fiind de către Laura Chiriac, fosta amantă de o după-amiază lui Dominic Ștroscan, amantă nereușită, dar e același lucru. Ea a spus, este cel mai mediatizat personaj din România, Laura Chiriac, da? Dacă nici Laura Chiriac nu știe presa, atunci cine? E bine, având în vedere că deci cel mai mediatizat personaj din România a ajuns la pușcărie, da, este o premieră pentru România, că în afară de Adrian Năstase, la care repede a ieșit, mult prea repede, noi nu mai avem un personaj de calibru ăsta, evident că trebuia să vorbești despre Gigi. Dar atenție, n-aș fi făcut-o la acest nivel și de altfel m-am explicat și ieri, dacă nu exista un cor de lăudători atât de sufocant. Asta n-am putut să suport. Eu de asta am și intrat în presă. De altfel, atunci când am intrat în 97 și am mai spus-o, ca să le dau peste bot ăstora care nu-și făceau bine meseria. Nu știu dacă am reușit, nu-i problema asta. Problema era că totuși și puteam deranja și cred că asta am izbutit. Adică să nu-și mai facă mentrele toți netalentații, să nu mai ia șpăgi fără să vorbească nimeni despre ei, să le mai poată da unul peste bot, fie în cunoștință de cauză, fie măcar fiind la nivelul lor, da? Și asta este ceea ce mi-am propus. Că era o lume așa prea liniștită, mi s-a părut mie. Bă, toți escrocii, toți piloșii, toți netalentații erau în presă, mă. Îi vedeam pe aia cum cărau sacoșele pe timpuri, pe la meciuri. Când stăteam la coadă pe la ziare, în anii Ceaușescu, tot așa se vorbea despre ei. Aia cu Ștefan Gheorghiu, Pila, nu știu că, e imposibil. În epoca Ceaușescu să ajungi în presă dacă n-aveai dita mai dosarul. Evident, cine și imagina măcar că va putea să scrie? Erau 4 ziare atunci. Cum să fii, mă, redactor la Scânteia? Cum să scrii, mă, la România Liberă? Cum să ajungi, mă, la Scânteia Tineretului? Cum să fii, mă, redactor la Sportul? Da? E bine, uite că mie mi-a încolțit această idee în minte, deși era imposibil, mai ușor ajungeam pe lună decât să lucrez în presa ceaușistă, dați seama, nicio șansă. E bine, întorcându-se lumea așa cum s-a întors, în favoarea sau în defavoarea noastră, am avut această șansă. Băi, cu gândul ăsta am intrat. Nu să fac avere, nu să fac performanță, nimic. Să le dau peste bot, ăsta îi deranjez un pic. Da? Cred că nu puteam să schimb lumea presei. Am pretenția asta că am reușit să fac măcar în proporție de 0,1%. Dar de deranjat i-am deranjat chiar mai bine decât mi-am propus, să știți. Pe mulți. Și nu numai pe cei care scriu în presă. Și pe bună dreptate. Că dacă nu i-aș fi deranjat, nu le-aș fi spus adevărul, nici nu contam pentru ei. Și astăzi lucrurile n-ar fi stat așa. Dar pentru că i-am deranjat, oamenii sigur că au un cui, un dinte și așa mai departe, până la a avea chiar hectare întregi împotriva mea. Ceea ce este cea mai mare victorie pe care puteam să o obțin și cred că singura, că restul chiar n-au nicio valoare, sunt probleme subiective. Deci de asta am vorbit 3 zile la rând despre Gigi Becali și o să vorbim în continuare, că n-avem de ce să ne ascundem. Atâta timp cât toată lumea este de partea lui, atâta timp cât avocații, jurnaliștii fac petiții, avocații fac cerere, că uitați, domnilor, și astăzi, da, a anunțat-o și Turcescu mai devreme. Bine, trebuie eliberat Gigi Becali numai decât, atenție, dragi colegi, să scrie împreună. Domnii Chiriță, Andone, Oprișan, să știu ei,
Lista e lungă, numai decât să scrie împreună în limba română, nu în trei cuvinte, cum îl scriați voi. Tot ăștia care erați în presă cu pile, veneați cu pantalon scurs, cu tata de mână, ați avut 10 cu toții la jurnalism, da? Când era să scrieți câte un cuvânt ăsta mai complicat, îl scriați la alea la corectură, să țineau cu mâna la gură când trebuiau să vă corecteze textele. Uite, de asta am intrat în presă, să mai dau un pic peste bot așa, dacă prea suficienți erați. Ok, deci astăzi avocatul lui Gigi Becali, ăsta cu gușa triplă, nici la Marian Iancu n-am văzut așa ceva în viața mea, e bine, ăsta a zis, domnule, Gigi e singurul întreținător al familiei sale, ăsta de la despăduchere acum, și trebuie eliberat imediat, pentru că n-are cine să țină familia aia. Nu vreau să vă spun din declarația de avere două vorbe? 300 de hectare în diverse zone din județul Ilfov, de pământ, 30 de hectare în capitală, 50 de hectare Pitești, 4 autoturisme, Mercedes, Maybach, Audi, BMW, bijuterii în valoare de 50.000 de euro, ceasuri în valoare de 250.000, palat, vilă. Sigur, palatul și vila nu sunt pe numele lui, cam nimic nu e pe numele lui. 48 de milioane de euro împrumut, da? Dom'le, într-adevăr, palatul pe numele mamei, vila pe numele copiilor sau fetelor, mai exact. E greu să întreții în aceste condiții o familie, da? El n-avea pe numele lui nimic. Păi dar atunci să vândă mama, domnule, palatul. Poate să facă, nu? Ia un avocat, vinde palatul, se mai sfătuiește cu Gigi acolo în minutele alea pe care le are la dispoziție și vând palatul. Credeți că din palatul ăla nu poate să trăiască cu brânză și roșii familia Becali timp de 3 ani? Cât stă Gigi la pușcărie? Sau 2 ani? Sau 1 an și 6 luni? Eu zic că da. De ce să nu mai facem chiar așa pe tâmpiții sau să ne credeți pe noi tâmpiți, cerere să iasă? Păi da, atunci ce ar mai însemna justiția? Că asta nu înțeleg. Tu nu vă dați seama ce ridicol e? N-are nimeni simțul ridicolului. Păi dar pentru ce mai există justiție? Înseamnă că orice găinar în țara asta, orice ciocoflender de ăsta care face o crimă, fură, delapidează, subminează economia de stat, nu contează, uz de fals, înșelăciune, orice, dacă are acasă o familie, mamă, tată, ia la el imediat, mătușă, noră, cumnat și așa mai departe, un familion dintre ăsta nu mai poate să intre la pușcărie, da? Pentru că el are guri de întreținut, sunt zeci de guri de întreținut, da? El e singurul, bineînțeles că dacă ești un escroc dintre ăsta, cum să mai lucreze ceilalți? Aia n-au nicio demnitate, da? Așa e la Machidonii. La ei femeia e zero. Da, stă acasă la cratiță, nu iese din cuvântul bărbatului, că așa e la ei, da? Gata, bă, cum era nevasta lui Hagi. Nu țineți minte la Madrid când a divorțat Hagi de ea? Aia trebuia doar să spele vasele, să-i pună lui masa, să mănânce la sarmale, ardei umpluți când venea acasă. De ale lor, ceapă, brânză roșii, mânca crevete sau ce știu ce specialități de pește de la aia. Nu, mânca machidonește și acolo. Și când venea acasă, aia nu erau vasele spălate, de aia divorța. Deci femeia era un nimeni, un animal. Da? Era la talpa machidonului care avea bani. Deci asta e societatea lor. Și atunci, uite bă, că suntem noi sensibilizați așa. E singurul cetățean care a intrat la pușcărie, dar ăia amărâții care trăiesc în 7 milioane pe lună și s-a dus omul că a vrut să fure un pachet de brânză sau de ceapă de la supermarket, l-a prins și a dat 3 ani de pușcărie, ăla cum își întreține familia? Bă, nu vă e rușine, mă, un pic? Cum adică să iasă Gigi Becali când a furat, numai șpagă a luat 11 milioane de dolari, vă citeam ieri, bă, nu vă e rușine, bă, în țara asta, bă? Firea al dracului să fii. Cum să dai așa ceva, bă, toată ziua pe post? Ăsta e motivul pentru că n-am cum să tac, bă, cum să nu vorbesc de Gigi Becali. Că peste tot e ținut cu mănuși la toate canalele, că n-are unul curajul. Că poate cine știe, șeful a luat de la el. Da, l-a luat șeful, a luat șeful de departament. N-au luat, poate o să ia. Da? Nu se poate să vii să spui despre... Cum să tolerezi așa ceva, mă? Și de ce să iasă? Da? Are la dosare băiatul ăsta încă... stați liniștiți. Acum, uite, aveam și aici, apropo de Gigi, cu cele sfinte, da? Cam ce făcea Gigi Becali în zilele lui de glorie, după ce vindea câte o parceluță dintre asta și, după cum știți, singura lui distracție era cazinou. Pe vremea aia, să ne ierte colegii noștri de la RTV, nu exista RTV-ul. Și atunci Gigi Becali nu avea cu cine să vorbească seriile câte două ceasuri și se ducea la... Mai prindea, era, GSP TV exista, da? Cu ea vorbea după amiaza, 2 ore.
Și atunci seara zicea, bă, tot la GSP, las că vorbesc mâine dimineață. Sau la sport.ro. Și atunci se ducea la casino. La casino, uite, o a fost angajată unui mare casino bucureștean, spune cam așa. L-am recunoscut pe Gigi Becali, care nu mă remarcase, fiind prea ocupat să țipe la telefon la cineva. Bă, mă urmăresc ăștia, cămătarii, bă, trebuie să fac urgent rost de bani, bă. Striga Gigi la telefon. De câte ori venea, zice fata, de atâtea ori făcea scandal. Arunca jetoane în capul crupierilor, paranteza ei, nu a noastră, excepțională. Întotdeauna în capul fetelor. Niciodată nu se dădea la bărbați, pentru că era laș, evident. Gigi Becali, știți, atâta e. Da? Ata, mi-a ajunge până aici. L-am văzut o dată, cred că m-am întâlnit cu el, la o petrecere a unui ziar la care lucram și a fost invitat, evident. Și odată a oprit aici, mai bahu să mă bată la universitate, dar m-au salvat niște babe care au sărit să-i ceară bani. Am mai povestit-o și am fugit. Prima dată erau trei mititei, aveam gură, m-au văzut de la distanță, a venit să mă pocnească. Când m-a văzut, era până aici. Să uita cum să uita Crușul ăla. Când venise colonelul, așa s-a uitat la mine. Gigi. Deci ăsta era. Mare brânză. De-aia arunca numai la femei. Îi dădeai una așa, un pumn de ăsta, cred că îl îngropam 2 metri sub pământ. Până aici. Numai că dacă l-a fi îngropat, se închidea și ziarul. Și atunci, ce dracu mai făceam? Ok, deci ce spune fata în continuare? Spărgea vitraliile. Asta probabil că era obișnuit de la biserică. Cerșea de la cămătarii mai săraci care erau tolerați în cazinou. Și îi amenința cu moartea când aceștia îl refuzau. Urla, țipa, se scălâmbăia și iarăși începea să facă scandal. Deci arunca jetoanele, că evident pierdea la casino. Știți, celebra replică de la Monte Carlo la casino, dacă vă duceți vreodată, scrie așa. Vous amuserez seul surtout, vous gagnerez peut-être. Adică, sigur o să vă amuzați, poate o să și câștigați. Acesta e deviza unui casino, da? Sigur veți amuza, poate veți și câștiga. Așa era și la Gigi, să distra, pentru că asta era distracție la el. Să arunce cu jetoane, să înjure, băi, sunt Becali, le dădea la toți cu flit, înjura, vorbea tare la telefon, aur, aur, peste tot și mi-a dus bere de asta la pet, așa, toate alea și dădea cu flit, alea săracele 7 milioane, crupierele, ce câștigau. Le umplea pe alea de ridicole în jura. Asta să vedeți mai departe. Femeia mai dezvălui că nici femeile nu erau indiferente lui Gigi Becali. E adevărat că e greu să te abții în cazinoului, mai ales când ai foarte mulți bani. L-am văzut frecându-se de o colegă de-a mea, care apoi a venit și mi-a povestit în detaliu toate obscenitățile pe care Gigi le-a șoptit la ureche. Ba, Becali, capul de familie, credinciosul, zice fata, smeritul care face pomeni peste pomeni la muntele Athos. Deci, era om, o să se spună acum. Sigur, cei care avocații, femeile care îl iubesc, bărbații care îl iubesc, o să spună, asta e de bine. Înseamnă că era bărbat. Așa, mai departe. După ce a pierdut aproape 480.000 de dolari la acest casino, managementul l-a luat la un moment dat la o discuție, cum făcea și De Niro în filme când era patron de casino, la un moment dat făcea așa, și cu gărzile respective te aducea în biroul lui. El îți prindea de obicei mâna cu menghina acolo în birou, îl vedea pe ăla că trișa, avea o cameră de luat vedere. Nu, pe Gigi nu pentru asta l-au luat, că ce să trișeze prostul dacă pierduse 480.000 de dolari. Știți ce au făcut? L-au chemat ăia gurilele ăla incredibile. De așa stăteau. Acolo în birou, în office, cum se spune la noi astăzi, șefii erau acolo, gurilele de așa stăteau, se uitau la el așa în jos. Și i-a zis șeful, nu pot să redau exact, îți dau o mașină, dar să nu te mai văd în viața mea. Și așa s-a și întâmplat. Eu am făcut cadou o mașină, dar nu un Aro, sau un Logan, sau un Tico. O mașină de lux, că la cât pierduse își permitea și casino, a zis, bou, ca ăsta, oricum nu mai găsim. Și i-a spus așa, în viața vieților tale pe aici să nu mai calci. Și spune fata că așa a și fost. El a încercat să revină și pur și simplu l-au dat afară. Deci veneau ăia și îl ridicau așa, ca pe o cantitate neglijabilă, l-aruncau în stradă. Știți că au fost scandaluri de astea, la un moment dat s-a și scris, da, până la un punct. Până la un punct, pentru că presa rula pentru el. Da? Deci, atenție că aceste chestiuni nu se practică la noi din motive simple și jurnaliștii
au familii de întreținut. Că la noi așa se face treaba. Ai familie, îți permiți orice. Vedeți? Se merge pe coarda sentimentală. Deci vine infractorul, fură, așa a fost și la Adrian Năstase. Da? A furat omul ăla cantități pe care nici nu ne le putem imagina. Oricât am fi vorbit noi despre hoțiile lui, niciodată nu vom ajunge să știm realmente cât a furat. Bă, pălești ca Monte Cristo când și-a regăsit iubita după atâția ani de pușcărie. Alte faci dintr-o dată tot, dacă ai ști cât a furat ăla. Și nu s-a vorbit în presă, bă, nu vorbesc pe stradă, acolo au oamenii dreptul să spună ce vor. Deci vorbesc de presa scrisă, de radio și de televiziune. Nu s-a vorbit despre, decât despre demnitatea lui Năstase, coloana lui vertebrală, cultura lui Adrian Năstase, sentimentalismul, dragostea față de cei dragi și așa mai departe, o lungă listă de asta. Omul, domnule, ați văzut, smerit, cinstit, domnule, o personalitate, cel mai mare prim-ministru al României, un om genial, l-am mai avut de la Titulescu, așa ceva. Cum e posibil să înfunde el pușcăie? Când el, de fapt, era infractorul numărul unu al țării. Da? El a instituționalizat șpaga, el a omorât această țară, așa cum a omorât-o Ceaușescu pe vremea lui, 25-30 de ani a lăsat în urmă din momentul zidului Berlinului, atât aveam întârziere, atât ne-a mai dat și Năstase încă o dată în cap. De aia nu se mai poate face nimic. Nu se mai poate face nimic, mă. Mă, și la telefon când mai vorbesc cu cineva despre școală, despre spitale, al treilea cuvânt numai asta îmi spune. Păi dă și tu ceva. Dă și tu 100-200. Deci asta revine în discuția oricui, bă, oricui. Românul are reflexul ăsta. Probat cu oricine discutați. Cum să-mi potmolește un pic problema și să spune clar? Păi du-te și dă și tu ceva. Ce ești prost? Păi dacă nu dai, asta este. Ăsta e și Adrian Năstase. Le s-a dus, cum povesteam eu cu maiorul. Deci uite așa era, până în nori, ca vrejul de fasole. Erau pachetele de cafea, de țigări, de whisky, bine, la figurat. Sigur, erau stivele de dolărei și de euro. Ăla a fost Năstăsel. Și am scenat, mă, că ultimul borfaș, moartea, a tras acolo cu ăla. Și odios, cine s-ar fi gândit la o bătaie de joc mai mare decât aia, ca să scape de pușcări, atât era de laș. Ăsta a vrut să fugă din țară, bă. A vrut să se ducă la Arabia aia, pe care îi detestă, pe care îi înjura. Da? Nu mai discutăm de tot ce a făcut el față de oameni de culoare, de ultimul rasist, ultima jigodie. Era europarlamentar și înjura pe toți acolo. Ăsta este acum, toată țara trebuie să-i fie milă de omul ăsta, mă. Bă, deci sunteți penibil, mă. Bă, ridicol în cel mai înalt grad, mă. Cum să nu te răzvrătești, bă, împotriva unui tâmpit de genul? Bă, și prostul proștilor, că dacă măcar era ceva de capul lui. Hai că pe ăștia mai înțeleg, da, Victor Ponta, ok, ai curățel, are un pic de școală, dar nu se compară. Știe să vorbească, mai face câte o glumiță, nici nu cape discuție, da, căcărău, să trăiască, șmeche, mai face o glumiță, mai fost și el, a văzut un concert, știe să bea o bere, adică știe să țină halba de toartă, nu-i ca Gigi. Gigi ia cu ambele mâini și o dă peste cap. Da, deci au un pic de, au trecut un pic prin cultură băieții ăștia, da, știu, flegmă căcărău, nu e chiar ultimul om, da, deci nu se compară, bă, ăsta este ultimul rahat, da, ultimul jego absolut, bă, cum e posibil, bă, să e singura țară din lume care a făcut revoluție, s-a 20 de ani, am făcut foamea cu toți în țara asta, vai de mama noastră, am făcut toate sacrificiile posibile, de la bătrâni până la părinți, la copii, toți numai sacrificii, numai am tras cureaua și mâța de coadă, ca să ajungem să plângem pe Becali în 2013, mă, în Uniunea Europeană, să-l plângem pe Gigi Becali. Unul care nu știe, mă, deci dacă îi dai pașaportul în mână, nu știe cu ce parte să-l țină, mă, frate. Nu știe că-i fața, că-i spatele. Nu. Despre asta vorbim, bă. Bă, membru în comisia juridică, mă, un analfabet. Vă râdeam de Ceaușescu, râd istoric. Râdea Cioroianu, superioritatea lui extraordinară față de noi toți. Stătea și râdea pe la mese, că el dita mai istoricul, condamna așa, un pasant pe Ceaușescu. Da, a fost un analfabet, dar așa iubi țara. Bă, dar ăsta e tot Ceaușescu, leit. Uitați-vă și la fața lui. Bă, e leit, neanicu. Ăsta dacă ajungea șeful statului, era cea mai cruntă dictatură. Să-mi prietenea numai cu aia, cu ciobanii, foștii ciobani de prin Africa, care au ajuns și ea la putere. Cu atât, în rest, izola România, era ultimul. Bă, dacă pe ăsta-l Dumnezeule, dacă îl prindeai pe Gigi înainte de Revoluție, să fi fost ăsta șeful statului, bă, dar neanicu ar fi fost o poezie, bă. Deci ăsta pe nord-coreenii învăța dictatura. Da? Despre asta vorbim. Cum puteți să fiți atât de cretin, mă? Să-l susțineți pe ăsta. Ce presă e asta, mă, firea al dracului să fii? Cum să vorbești, mă, de Becali de dimineață? Numai de bine!
Bă, dacă ar fi vorbit toți de rău, ziceam și noi 10 minute, că de asta n-am vorbit până acum despre el. 10 minute rezervam în prima emisiune, îl băgam în măsa și la revedere, să putrezești acolo. Da? Să stai acolo, merit să stai, cu tot neamul tău. Dar văzând că ăștia sunt stupefiați de dimineața până seara, ciorbiță, dar n-a fost destul de caldă ciorbiță, hai la CEDO. Hai la CEDO, i-au dat, era asleită ciorba. Cum să-i dai, domnule, lui Becali? Ăia arătau cum veneau să îi aducă aparatură. LCD-uri, laptopuri, DVD-uri, de toate, espresso-uri, cum dracu să mai chemau alea. Ce e asta, mă? Cum să nu te revolți, mă? E treaba voastră, bă, dacă încercați să faceți rating cu Moisescu ăla de la PNL. Treaba voastră, mă. Dă-l încolo pe Moisescu, lasă că ne ocupăm de el peste 2 săptămâni, mă, sau de Pavelescu, mă. L-am văzut, bă, Pavelescu la televiziune de 665.000 de ori, 432. Da? L-am văzut, bă, cine-i Pavelescu, mă? Deci Pavelescu vine, a fost la toate partidele, vorbește, nu se întâmplă nimic. Da? Poate să spună Pavelescu orice despre orice, nu se întâmplă nimic. Da? Am pus să iei apărarea lui Becali, bă, în România. Da? De asta e bine. Păcate, sunt cam singur în situația asta, din păcate. Eu n-am văzut pe niciunul să vină să-l facă zdrențe pe Gigi de dimineața până seara undeva. Hai, poate o zi merge, dar a doua zi îl mai vedeți acolo? Mă îndoiesc că toți au niște șefulezi de ăștia, începând cu Gușă, cu ăștia. Nu țineți minte și evenimentul zilei, cum i-a dat afară pe aia doi de la sport, că nu știu ce crâiseră împotriva lui Gigi. Nu l-au lăudat destul într-un articol și i-a mătrășit. Da? Păi sigur erau niște scuze, oricum erau slabi. Bine, mă, slabi sunteți și voi, mă. Slabi suntem cu toții, mă, cum arată presa asta. Da? Ce cursuri de jurnalism? Ce deontologie, ce jurnalism universal, mă, că e bătaie de joc. Spuneți-mă de la început, bă, trebuie să ne spuneți de la început. N-avem vocație, n-avem talent, n-avem bani, suntem niște nimeni, bă. Asta e presă, mă. Asta, ce dracu, mă, unde ați fi văzut așa ceva în lumea asta? Dați-mi exemplu unei țări, bă, inclusiv Ruanda să acceptă. Burundi, Haiti, orice. Unde un derbedeu, bă, un nei ca nimeni, după ce justiția l-a condamnat, gata, de aici înainte nu mai sunt fleacuri. Are ăla un cui Banciu că s-a certat cu Becali. Nu, bă, l-a condamnat justiția. Nu ni s-a spus de atâtea ori. Și la mesele astea și peste tot. Da, da, justiția, până că suntem singura țară care nu condamnă înainte de justiție. Ați văzut cum era în Franța? V-am și povestit. În momentul când exista suspiciunea sau la nemți, te retrăgeai, nu mai erai parlamentar, treaba ta câte amânări avea procesul și când se rezolva în justiție, te întorceai în dărât dacă erai nevinovat. Dacă nu, afară definitiv. La noi, este singura țară unde că se știe că se trage de timp și justiția e controlată, sunt niște fetițe acolo care au făcut și ele un pic de drept, au învățat pe de rost la drept și au ajuns judecătoare la Curtea Supremă. Asta fac, da? N-au nicio cultură, n-au nimic, hai să fim serioși. Da? Și alea, din când în când, își mai permit, că li se spune și le vezi că au sunat ea, proștia de la Bruxelles. Faceți și voi ceva, hai repede, repede că-mi pierd slujba. Zic, sărași, că vedem, mâine avem proces, 74 amânare. Hai că poate luăm și noi. Meme Stoica la televizor aseară, la Realitatea, ca un cioclu. Bă, deci pușcăriabil, da? Conan, știi ce spunea? Doamne, nu-și găsea cuvintele, era într-adevăr un moment mai greu pentru el să vorbească la televizor. Să poate să termin cu un proces așa repede dintr-o dată. Păi sunt 14 ani. De 14 ani să judecau, cum așa dintr-o dată. Dar sigur, pare dintr-o dată când ăia ai tăi să duc la... Îți vine și ție rândul, mă. Tot acolo o să ajungi și tu. Da, o să vină și băieții la tine și... Cum să faci așa ceva, bă, frate? Deci toți veneau la ca să-mi reiau ideea la televizor și spuneau, păi dar nu l-a condamnat justiția. Stați un pic, poate e nevinovat. Da, nu știți cum veneau toți și vorbeau. Prietenii noștri, Tolontan, Ponta, Căcărău, veneau și spuneau la tăi... prezumția de nevinovăție. Bă, țineau la nevinovăție, deși în sinea lor se duceau seara numai în chiloți în fața oglinzii și își dădeau jos ciorapii și îi puneau la murdare, știau că de fapt au mințit poporul la televizor, că de fapt ăia sunt niște vinovați și că chiar dacă justiția ar găsi nevinovații, sunt tot vinovați. Că nu trăim într-o țară perfectă și toată lumea știe că justiția în România nu are nicio valoare. Da? Dar, bineînțeles, sunt absolut de acord că măcar nu este un domeniu atât de subiectiv ca pălăvrăgeala. Și atunci trebuie să ne raportăm la ceva. Cu asta sunt de acord. În momentul în care există un verdict, ne raportăm la el. Că ne convine, că nu. Că nu ne-a convenit nici la Adrian Năstase, că nu i-au dat 15 ani, că i-au dat 2 ani și după 8 luni a ieșit.
Nu ne-a convenit. Dar nu aveam ce să facem. Bă, măcar l-au condamnat, da? Deci discutăm de aici înainte despre un pușcăriaș. Așa e și cazul ăsta. Dacă nici justiția nu contează, atunci ce? Da? Că așa are ăla un cui, ăla nu i-a dat. Da, o să spună, bă, Banciu n-a mai apucat la banii lui Becali, s-a terminat la el. Când a ajuns să-și bage și el mâna până la cot, nu mai erau bănuți. Și nu i-a mai dat. Gigi, ăia de lângă el au fugit cu banii. Și el a rămas, de-aia îl înjură. Nu, tată, l-a condamnat justiția. E condamnat definitiv? Da. Atunci care e problema? Trebuie să vorbim despre el ca despre un pușcăriaș. Pentru că e singurul reper corect. Nu mai poate să vină nici Tolontan, nu mai poate să vină nici Voiculescu, nu mai poate să vină nimeni să spună, nu, știți, că nu-i condamnat. Cum nu e Gică Popescu condamnat, cum nu e Meme Stoica, cum nu sunt Veri Becali, cu aia o să-mi rupeți încă 2 ani gâtul. Stați un pic, nu sunt condamnați. Bă, dar Gigi e condamnat? E condamnat. Păi atunci la revedere, bă, plecați din țara asta ăștia care îl susțineți. Că a susține un condamnat definitiv, da, unul care stă la pușcărie și al scoate nevinovat pe ăla, înseamnă că de fapt faceți ceva pe justiție. Pe care mai e miza atunci? Dacă nu-l condamnau, ni se va spune, sigur, a avut dreptate justiția, ați văzut toți cârtătași ăștia care l-au jurat, care să pricep ei. Ați văzut verdictul, asta s-a fi spus, Gigi liber, Gigi la toate televiziunile, ne dădea la toți. Mâncam o desagă de mure în seara aia, că el nu era condamnat. Bă, dar este condamnat, da? Deci haideți să plecăm de la acest punct, nu mai sunt subiectiv acum. Gigi este condamnat, își merită să... O să spuneți acum, dacă e condamnat, trebuie să mai și dăm în el? Păi dar când să dăm, domnilor? Când nu este condamnat, când se curăță? Nu putem să dăm când se curăță. Înainte să se nască, nu puteam. Și când să dăm atunci? Dacă în momentul când justiția l-a pleznit în sfârșit cu ceva, și atunci să tăcem din gură, mă, dar pentru ce să tăcem? Că n-am nicio miză, mă. Dacă vine unul și ne pune pumnul în gură, să trăiască, mă, să ne pună pumnul în gură. Dar până atunci vorbim, da?